Ce faci acolo? Se joacă. Hei, salutare! Bine v-am găsit! Astăzi m-am gândit așa să fac un video pentru că vreau să vă arăt mici schimbări. Să zic așa, ia uita ce plin este părul, parcă ziceți că sunt ieșită de la pădure, ca să nu zic din altă parte. Da, a venit Azuro, prieten. Azuro, tu l-ai mai spate în fund. Da, și avem și un pui de pisică care l-a găsit copiii, nu știu, nu s-a dus. Și referitor la, stai Azuro, cum zice, te rog, referitor la schimbări. Am cumpărat o nouă plasmă pentru că ea avea o dungă, nu știu de la ce și cum mai ține exact. Bun, vedeți, pat, nou. Ce e mult făcă? Se joacă ea, ce ne jucăm aici? Așa, după care... Am pus niște o suspendată acolo și una aici, sper că se vede. După care, normal, prima dată, de ce ne-am ocupat mai mult, hai să vă arăt de ce ne-am ocupat prima dată. Prima dată ne-am ocupat de parchet. Ia să vă arăt parchet. Dă-te, te rog, aici este... Grecia. Nu cred, să nu ziceți că este model, nu este model, așa este modelul. Eu l-am văzut așa. Eu am optat pentru așa ceva. Și îmi place cum arată aspectul. Are un aspect așa wow. Chiar nu știu dacă s-a meritat să dau bănuțe pe astfel de Grecia. Și parchetul, hai să vă arăt, să nu credeți că și ăsta este model, că chiar că nu e model, așa este modelul. Azura, te rog, și ăsta, pe 3 pachete de parchet, dacă și l-am dat 1515 milioane. Da, sunt eu transpirată pe mână, nu știu dacă s-a văzut. Da, se vede. Trebuie să-l mai șterg un pic și nu știu decât cum. De asta. Pronto. Și acum am așezat solica și la loc, dar nu... Iese motonelul, să vă arăt motonelul. I-a venit motonelul. I-a venit motonelul. I-am dat numele de Tomiță. Pentru că am mai avut un pisic care îl chema tot așa Tomiță. Ia uitați. Ia uitați, acum vreo câțiva ani în urmă. A trecut vreo 8-9 ani. Ia uitați ce se joacă el acolo, ia uitați. Ia uitați ce frumos se joacă. Vai, dar ce frumos e. Era un puiuț acum 2 săptămâni. Un puiuț micuț. Era abandonat. Și eu am fost abandonat. Da, Azuro. El era abandonat, Azuro. Da, Azuro. El era abandonat, mami. Ia uite ce se joacă. Ia uite ce se joacă și amândoi. Ca să vă spun și chestia asta că... Ce se joacă el acolo cu mașinuțe. Și Azuro și joacă cu mine. Azuro și se joacă cu mine. Tup, 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 tup. Se va mai arăt un pic pisoi. Pisoiașul ăsta mic. Pisoiașul ăsta mic. Nu e voie, Tomi. Buf. Ce-a fugit? Și ca să vă spun așa... Ai, uite, am dat foc! Am dat foc! Să vă spun așa, în mare parte, cam cum ar fi rutina mea de cu seară. Exact cum aș face dimineața, dacă dimineața 4:00. Scuturi de pe jos ce am descuturat.
sau cu mătura, spăl pe jos. Bine, normal primat. Prima dată dimineața eu îmblac copilul, duc la after school. După care, când ajung acasă, fac curățenie, că strâng patul, după care scuturi de pe jos, spăl pe jos, mătur pe jos, spăl, mai fac ce mai fac, mâncare, spălat, una alta, mai șterg un praf, după care mă ocup și de dumnealui. Am doi. Am doi copii și eu nu pot să fac diferență între ei. Așa că, dragilor, da, ca să vă explic așa în mare rutină de ocean, seara, din nou, trag patru, pentru că eu am patru care se tragem. Vă arăt imediat. Se tragem. Îi așez picioarele, care niște picioare care fixează, nu pot să-mi dau seama exact cum să-i spun, că am mai prins o parte de așa, când eram odată la mama mea acasă, după care iar din nou scuturi, iar spăl un pic pe jos, adică mai întâi dau cu mătura, după care spăl un pic pe jos, mă spăl un vas, dacă mai am de spălat un vas, după ce mâncăm, evident. După care o mică băiță și un pătuț la somnic. Și hai să vă arăt cum se manevrează. Și așa arată patul. Eu am mai așezat cât un pic pe acolo, așa a rămas la acolo. Am uitat să-l arunc. Așa. Da, este pat de ăla care se stringe, se împinge. Deci, scuzați-mă care la piciorul. Ați văzut un picior din ăsta, da? Mami, uite! Așa are și în partea aia, acolo, lângă dulapior. Ia, domnul Albert! Mami! Nu, salută el, n-ai trebuit. Mami, uite! Telefonul! Da, el se întreba lui cu telefoanele. Bine că, na, cât sunt eu acasă, îl mai pun și la citit și la scris și la un nou tatăl, pentru că nu pot să-l las toată ziua, dar cu asemenea telefonul în mână, la ce se uită el acolo. Și eu vă spun o seară cât mai faină și plăcută, dragilor, și ne revedem mâine!